să victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Bun tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Anul a început cu vestea bună că legea împotriva dosarului Cușină a fost promulgată și intră în vigoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă evident că nu ți se mai cere dosar Cușină în instituțiile publice de orice fel, că nu ți se mai pretind obiecte de papetărie, că nu ți se mai pretinde să fotocopiezi documente, și evident în niciun caz că nu ți se mai percep taxe pentru toate activitățile astea, presupunând că ele ar fi cumva necesare, e treaba instituției respective să se ocupe de așa ceva. Uh, cu alte cuvinte, n-ar trebui să-ți mai ceară nicio instituție publică copii după documente pe care le are deja. Sigur că de aici până la transpunerea în practică a legii, până în momentul ăla în care o să-i spunem funcționarului de la primărie sau de la fisc sau de la orice altă instituție, de ce îmi cere asta? N-ai voie să-mi cere asta? Va mai trece ceva timp și o să încercăm să ne lămurim cât uh, timp și o să vorbim, făcând pasul mai departe, și despre digitalizarea administrației, despre ce înseamnă E, statul, cum ne place să-i spunem. Deputatul PNL, George Tuță, este invitatul acestei ediții, inițiatorul, unul din inițiatori, inițiatorul principal al legii anti-dosar cu șină. Bun venit în Piața Victoriei! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Bun, o să discutăm uh, și despre uh, ce se întâmplă în plan mai mare legat de reformele pe care coaliția susține că le are pe masă sau în orice caz ar trebui să le rezolve și de perspectiva rotației la guvernare ceva mai târziu în cursul anului, dar hai să ne ocupăm de uh, povestea. Ce de ce ne doare. De ce ne doare. Ne dor și astea. Ne, ne doare să știm, domnule deputat... Uh, în ce măsură sau dacă există un orizont de timp până la care legea asta poate să producă și efecte palpabile, să nu rămână o, o frumoasă bucată de hârtie sau o frumoasă bucată digitală de hârtie, să zicem așa. Din capul locului, legea interzice instituțiilor statului și persoanelor de drept privat care realizează un serviciu public, cum ar fi academiile, de uh, universitățile și așa mai departe dar și companii de electricitate, de servicii de utilitate publică. Lor le interzice, prin lege, să mai solicite orice articol de birotică sau papetărie, cum ar fi, scrie în paranteză, dosarul cu șină, dosarul de plastic și altele. Pe lângă astea, le mai interzice să mai ceară să solicite copii pe care tot, ale documentelor pe care tot statul le-a emis. Bun. Deci, prin această interdicție, ei nu au dreptul. Orice funcționar public din România care nu respectă legea, Săvârșește Prin gestul pe care îl face Un abuz în serviciu Nu și îndeplinește corect, spunzător Jobul pe care îl are La urma urmei, noi trebuie să mai stabilim un lucru Că funcționarul public nu este un angajat al statului Este un, înainte de toate Un servant public El prestează acolo un serviciu pentru cetățenii Care plătesc taxe și impozite și cred că. Părea că e fix invers de multe ori, că noi suntem la dispoziția acestor funcționari foarte aroganți, foarte plictisiți, sau, mă rog, dacă nu erau aroganți și plictisiți, le știau ei pe ale lor. Era, domnule, Fa, așa, că așa zic eu. Și la revedere următorul. Da, se, întâmpl se întâmplă în multe instituții așa, nu în toate. Mai sunt și cazuri izolate care au înțeles raportarea față de cetățean și pun pe cetățean în centrul atenției și cunosc nenumărate exemple, dar. Cred că acest lucru reprezintă de fapt dosarul Cușină. Dosarul Cușină nu este doar obiectul acela pe care îl plimbăm dintr-o parte în alta, ci întreaga mentalitate, întregul comportament al statului față de cetățeni. Pentru că, la urma urmei, nu ar fi normal să ne ceară online copiile respective, mm. pentru că -l... I situația ideală pe care noi ne-o dorim cu toții este ca datele să lucreze între ele. Astăzi tehnologia permite. Iar acest avantaj trebuie să-l prezentăm pe de-o parte cetățenilor și pe de altă parte funcționarilor. Că și pentru ei, la urma urmei, este un mare beneficiu. Nu mai stau îngrămădiți de munții și turnurile de, de dosare pe care Asta le e o altă discuție. S-ar putea ca unora să le convină în continuare să stea îngrămădiți contra unor beneficii, dar o să discutăm și despre asta. Ce mă interesează, e ca în momentul ăsta să ne dăm seama în ce măsură uh, legea asta poate fi aplicată cap-coadă în România. Adică în cât timp mă duc la o instituție și nimeni de acolo nu o să mai îmi ceară nici să fac o copie, nici să vin cu un act pe care ei l-au deja. Ce cred eu este că funcționarii cereau acel dosar cu șină pentru că nu gestionau bine partea de arhivare a documentelor și ca să nu facă un efort suplimentar, îl puneau pe cu cetățean să meargă să cumpere un astfel de dosar ca ei doar să l pună pe acel raft. Având această interdicție, ei vor trebui să schimbe procedurile. În lege au șase luni la dispoziție să facă acest lucru. Dar încă o dată, subliniez faptul că nu avem nevoie poate de copii, de dosare și a mai departe. Noi trebuie să simplificăm administrația. Și vă dau un exemplu. Am completat cu toți o groază de formulare către administrația publică în care treci și CNP-ul, și data nașterii, și sexul, și județul în care te-ai născut, toate aceste informații fiind cuprinse în acel cod. De ce nu folosim lucrul ăsta? De ce îi punem pe oameni la eforturi suplimentare? în logica asta vreau să schimbăm. Nu știu funcționarii să citească acel cod, că e banal până la urmă, nu? Pentru, sau de ce e tot asta? Să le fie mai simplu să nu mai facă ei să nu greșească, să încurce buzău cu bacău sau nu știu? Tot ce e posibil, dar înainte de toate cred că este vorba de rezistența la schimbare. Dacă până acum am făcut așa, nu ne-am ducem aminte din ce motiv facem așa și n-am greșit niciodată, ce rost are să schimbăm. Asta este în multe cărți de specialitate definită ca rezistență la schimbare. Lucru pe care nu putem să-l schimbăm peste noapte ar fi total greșit. Transformarea, progresul, nu este o chestiune care vine instant sau o soluție magică. Ea trebuie făcută pas cu pas. Și cred că aici trebuie să lucrăm noi cu toții, mai ales cei din uh, decizia statului, să găsim acele elemente care ne pot face mai bun astăzi decât am fost ieri. Aceste șase luni, domnule deputat, au rolul de a uh, pune pe toată lumea în atmosferă, în starea de a face așa cum scrie în lege, sau are rolul mult mai practic? de a coordona propriu zis, uh, concret, bazele de, de, date. Că bun, dacă e ordin până la urmă, lumea o să respecte chestia asta, dar s-ar putea să, fie, să, le fie fizic imposibil funcționarul să spună aș vrea să îmi procur eu documentul pe care ți-l cer, dar n-am cum să ajung la el din diverse motive. Dintr-o incompatibilitate a sistemelor informatice dintre două instituții, dintr-o lentoare în care eu cer instituției A să-mi dea mie instituția B acel document și ea nu mi-l dă. În termenul prevăzut, și aduceți-l cerție, cetățean. Și ajungem la principala problemă a administrației, că nu comunică unii cu ceilalți, nu Iată. comunică stânga ce face dreapta. Da, de fapt, aici cred că e nevoie de intervenție urgentă în a mapa toate serviciile. Există deja o inițiativă la nivelul autorității pentru digitalizarea României, unde sunt toate evenimentele de viață trecute în dreptul fiecărui minister pe care, care, este responsabil și preocuparea lor este ca fiecare eveniment din acela să fie din ce în ce mai mult digitalizat. Asta e legat de digitalizare, bănuiesc că o să mai discutăm, pentru că și asta trebuie tradusă din limba în care birocrația a reușit să, să o implementeze. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, toate aceste probleme se vor transforma în niște necesități ale funcționarului. Și atunci, noi ne avem o veche, o veche vorbă din bătrân că nevoia ne învață. Și eu mizez și pe acest caracter al administrației, în condițiile în care ei își vor da seama, pentru că vă dau exemplul legii care interzice copile, da? care e parte din aceeași lege. Uh, ei, neavând voie să ceară copil, o parte din ei au început să le facă în Singur, spatele da. ghiseului. Uh -huh. Lucrul ăsta, la finalul anului, se va vedea în bugetul pe care îl are autoritatea respectivă. Va vedea că nu poți să mai dea prime pentru că trebuie să plătească serviciile acestea de fotocopiere a documentelor. Și atunci, băi, cum putem să acordăm în continuare prime? Hai să vedem ce am putea face. Ei, cu îl rugăm pe să se împrumută de mai mulți bani <laughs> și să dea mai mulți bani la buget pentru prime și sporuri și așa mai departe. Mă rog. În fine, nu... aveți dreptul să rămâneți optimist, bineînțeles. Categoric. Da, și eu sunt sceptic. Dacă nu privim spre viitor, nici nu cred că putem să, să avansăm, să progresăm. Și aici cred că este rolul cel puțin al parlamentului. Și aici am o veste foarte bună pentru ascultătorii din această seară. Că în parlament este o majoritate care își dorește această rupere din zona ierarhi... din zona aceasta veche și împământenită a birocrației românești. Ambele legi, și cu copiile, și cu dosarul Cușină, au fost votate de, de întreg spectru politic al, al Parlamentului din România. Și asta cred că este un, un semnal care îmi hrănește optimismul meu dar îmi dă speranțe că putem face Care e soluția de? ca ei să nu-și facă acele copii în spatele deșghelei biroului, cum ziceați, dacă realmente vor fi împiedicați să aibă acces? Adică ei spun, dacă tot nu reușesc să comunic cu cealaltă instituție, să mi le dea mai bine, îmi fac eu acum repede că am pus mâna pe aceste documente, îmi fac un set de, de copii, fie ele și în format fizic, sau scanate, mm. sau cum or fi, cea mai, utilizată, cea mai utilizat document pe care îl fotocopiem este actul de identitate, cartea de identitate. Mm. Totodată, pentru toate serviciile publice, completăm un formular pe care scriem cam toate, 80% din datele prezente pe cartea de identitate, le trecem pe formular. Funcționarul nu trebuie să facă niciun fel de copie. Asta e o, un breaking news. Mm. Pentru că are datele deja pe formularul respectiv. Ce trebuie să facă este să-și asume responsabilitatea că omul care a venit cu buletinul și cu datele alea le-a trecut corect pe acel formular în care solicită serviciu public. Și atunci că problema să aceasta că asta este rezolvată. compare tot fizic, să se uite cu un ochi păi. la buletin, cu un ochi la carte de identitate, cu celălalt la uh, formular și să vadă... Și asta mănâncă timp, până la urmă, nu? Și... Mai e un mare risc al digitalizării, ca, ca oamenii să nu folosească serviciile digitale și o mare parte să meargă în continuare la ghișeu. Cu acești oameni ce facem? Uh -huh. Pentru acești oameni, în principal, este legea împotriva copilor. Pentru că... În online, deja de pe vremea pandemiei, ne-a cam forțat să ne digitalizăm. Să se primească documente semnate electronic, să se primească comunicări pe adresa de mail și nu mai este privită ca unelta a diavolului. Deci, la urmă urmei, pentru fiecare situație în parte, cred că e, există o soluție. Nu cred că au nevoie de copiile documentelor respective. Și vă dau un exemplu din experiența proprie. Am solicitat un certificat de urbanism pentru închiderea unui balcon și pentru schimbarea destinației uh, clădirii respective din locuință într-un spațiu comercial. Mi s-a răspuns prin certificatul de urbanism doar la jumătate de întrebare. Și am solicitat, domnule, răspundeți-mi și la cealaltă jumătate. Uh, oameni, funcționarii au zis, domnule, faceți o hârtie ca să vă răspundem. Păi am făcut o hârtie, de ce mai e nevoie? Și când am făcut hârtia respectivă, mergând pe această logică, mi-au zis să depun toate copiile cu ce primisem eu de la acea instituție. Adică să le depuneți înapoi ei, la acea instituție? La ei, da. da. Ei nu aveau nevoie de copiile respective. Asta vreau să, să vă transmit. Deci, de cele mai multe ori, Dar copiile sunt inutile. Nu ne interesează de ce fac asta? Fac asta ca să ponteze ore de activitate? Fac asta ca să arate cât de... că și justifică rolul și banii? Fac asta pentru că, realmente, sunt amnezici și nu știu că au mai dat odată documentele astea sau de ce o fac. Din de păcate... mi se pare că aici ar trebui să ne uităm și să-i pedepsim în consecință în funcție de motiv sau să-i corectăm procedurile în funcție de motiv. De cele mai multe ori răspunsul este în întrebare. Tot ce a zis dumneavoastră sunt parte din subiecte, pentru că așa au făcut din totdeauna, pentru că trebuie să justific șefului că a venit persoana respectivă și uitam copia după buletinul lui și pentru Sau mă gândesc că în unele cazuri o poate că foarte... vor să întârzie foarte mult uh, transpunerea unor lucruri în realitate. Nu știu, mă gândesc la faimosul ANRP, cu restituirea proprietăților, care îți cere de 5 ori același lucru. Sunt multe cazuri care ne sunt semnalate, da. uh, avându-le deja și după aia uh, pretinzându-ți-le ție. Cum poți să lupți cu chestia asta dacă tu vrei să-ți rezolvi problema? Te duci și mai faci un al 12-lea rând de copii și le mai duci o și mai scrii, cum ziceați, aceeași întrebare de cinci ori. Exact, asta este una, a subliniat sau ați atins exact al doilea mare a, subiect pe care îl cuprinde dosarul cu șină. Treaba cu termenul de 30 de zile. La, în România totul durează 30 de zile. Chiar dacă răspunsul este evident, e în fața funcționarului și ar putea să-ți-l dea pe loc nu face lucrul ăsta, pentru că trebuie să aștepți 30 de zile să vezi ce se mai întâmplă. Și treaba cu 30 de zile a fost tot prin lege, pentru că nu neexistând un astfel de termen, a să organul de legiferare a trebuit să introducă un astfel de termen, să-i forțeze pe funcționari. Însă, Lucrul ăsta a devenit o procedură normală pentru toți funcționarii și nu se grăbesc niciunde pentru că au la dispoziție 30 de zile și oricum în a 29-a zi îți vor răspunde că mai ai nevoie de documente suplimentare. Mm. Lucrul ăsta se va putea rezolva în momentul în care vom avea o administrație digitalizată pe bune. Nu în care procesul analogic îl transpunem într-un flux Ceea. digital. Și când se va întâmpla asta? Din toate declarațiile executivului, pentru că la urmă-urme ei sunt responsabili de lucrul ăsta, în 5-10 ani de zile, România va fi în acel moment. Această lentoare în care ne-am mișcat noi privind digitalizarea, cred că are și o parte bună, o parte plină a paharului. Pentru că ne putem uita la alții să vedem ce au greșit. Și să nu mai repetăm greșelile pe care ei le-au făcut. Care ar putea fi care? Scurgeri de date, adică securitatea datelor? Securitatea sau ce datelor este un element extrem de important. Al doilea lucru este gradul de adopție a acestor servicii de către cetățeni. Pentru că degeaba vom avea sisteme care funcționează dacă ne uităm pe evaluarea competențelor digitale ale românilor. Ne îngrozim. Mm -hmm. Și atunci, pentru cine construim aceste servicii digitale dacă doar 30% din cetățeni știu să utilizeze la nivel avansat un computer? Măcar și pentru acei funcționari care nu o să mai opereze cu hârtii foșnitoare pline de praf și în care să taie și pe care le pierd, ci vor opera cu baze de date, nu? Ținute frumos, sistematic, elegant, compact și așa mai departe. Adică tot ceea ce înseamnă informatizarea pentru, pentru oricine Lucrează într-o banală companie privată, de pildă. Categoric, da? situația ideală pe care eu o văd pentru România e ca datele să comunice între ele, să nu mai fie nevoie de funcționar. Uh -huh. Și aici vă dau un exemplu pentru a mă face înțeles mai ușor. Când cumperi o mașină, să nu fie nevoie să mai completezi nimic. Ai tăi înțeles cu celălalt proprietar, ai apăsat pe un buton și automat mașina a plecat de la tine la noul proprietar cu tot ce înseamnă taxe, parcare și așa mai departe. Și aici apare acea neîncredere, presupun, domnule Tuță, legată de... E exact din, din seria Mă duc să-mi plătesc impozitul fizic de teamă să nu, să pierdă pe drum, să, să n-am chitanță, să-mi zic că după aia că a fost o eroare informatică și așa mai departe. Nu e genul ăla de neîncredere care ne face să, să facem o grămadă de operațiuni analogic în fața funcționarilor, să-l auzim pe el cum ne spune, să ne dea o semnătură și eventual o ștampilă, -avem că alea, că, să avem hârtia ca alea rămân fizic, nu? Adică ceva digital poate fi și contrafăcut, poate să suporte erori și așa mai departe. La chestia asta cum ajungem? Cum combatem neîncrederea asta? În legat de taxe, să știți că aici este un subiect foarte important, mai ales uh, în ceea ce privește taxele și amenziile. Cu toții avem, cu siguranță, un prieten care a fost în ultimii 2-3 ani de zile la primărie, la taxe și impozite și i-au spus funcționarii că ai o amendă de acum șapte ani de zile care nu este plătită. E în valoare de 50 da. de lei, te rog să plătești acum. Dar care fusese de fapt plătită? Nici uh, cetățeanul nu -și poate m, veni cu hârtia După pe care dovedi, a avut-o. Da. În șapte ani de zile nu mai, nu mai păstrez toate hârtiile astea, nu poți, nu poți dovedi lucrul ăsta. Și nici funcționarul nu are un sistem care să lase urme în spate, să marcheze că, da, domne, omul ăsta a plătit. Pentru că acum șapte ani de zile și încă, din păcate, mai sunt primării în România care au un registru de pe caiet în care percep taxele și impozitele. Lucrul ăsta nu este normal. De asta noi am mai făcut câteva mișcări în Parlament, în același sens, prin uh, obligativitatea punerii la dispoziția serviciilor de plată electronică electronică pentru toate primăriile și pot să vă anunț, cred că în premieră, că toate primăriile din județul Ilfov pe care le reprezint în Parlament sunt prezente pe ghișeu.ro și poți să fii plecat din țară, poți să trăiești într-un alt județ și să ai proprietăți în județul Ilfov și de acolo, să poți să să-ți plătești lucrul ăsta și să ai și dovada electronică, pentru că îți rămâne și ție o dovadă și câștigi foarte mult timp în, în nu mai trebuie să mai bați drumul până la... Comuna sau orașul respectiv. Asta e un mare avantaj pe care digitalizarea îl are și trebuie să îl spunem. Al doilea lucru pe care îl facem în Parlament este să îi încurajăm pe cei din stat să lucreze fără numerar. Pentru că banii numerar costă. Ei trebuie manipulați corespunzător, trebuie depozitat. Când plătim taxele și impozite la primărie, primăria are obligația ca în ziua respectivă Următoare, să meargă cu toți banii, să-i depune la trezorerie. Toate lucrurile astea costă. Pe cine costă? Pe noi toți. Da. Uh, pomeneați ceva mai devreme de termen. Uh, am văzut un interviu cu reprezentantul unei multinaționale din informatică prezentă pe piața românească, care spunea că legea asta despre care noi discutăm acum, împotriva dosarului Cușină, probabil că cel mai devreme va putea să fie aplicată complet și corespunzător după trei ani. Că în primul an ne scărpinăm, ne dăm de vorb, facem uh, seama plan. despre ce e vorba, facem planuri, în al doilea începem să șchiopătăm și poate din al treilea uh, e corectă estimarea? Eu mi-aș dori să se întâmple de mâine și cred că, că foarte am mulți români și-ar dori dacă să se întâmple. Corectă, incorectă, ce, ce pățesc funcționarii care după șase luni alea termen de grație, deci după 1 iulie anul acesta, încă mai solicită documentele astea, sau copii, sau taxe, sau mai știu eu ce? Nu, nu cred că România a ajuns în situația de a da o lege în Parlament prin care să spună că legea este obligatorie. Legile prin Constituție sunt obligatorii și toată lumea trebuie să le respecte. Dacă noi am pune aici o sancțiune că un funcționar nu a respectat această lege, vă întreb cine credeți că ar trebui să aplice această sancțiune? tot cineva din stat. Credeți că e fezabil ar funcționa o astfel de sancțiune ca un funcționar să penalizeze un alt funcționar Ex au găs sau găsesc miliarde de argumente cum n-am avut, n-am găsit, s-a pierdut pe drum, e pe circuit și toate argumentele pe care le regăsim în birocrația românească. De asta nu cred că o sancțiune pecuniară n-ar putea ce? sancțiunea să... pe care o... Ui, da instrumentul da. pe care îl are la dispoziție cetățeanul este să se sizeze, și asta e un alt lucru pe care îl avem în lege, dar nu îl conștientizăm, că pentru fiecare nedreptate care ți se întâmplă din partea statului, poți sesiza Comisia Disciplină a instituției respective. Și Nici asta nu este... De 30 de zile, <laughs> cel mai devreme o să primești un răspuns că au ajuns la ei scrisoarea sau nu. Este foarte clar în codul administrativ cum este sesizat, cum se poate sesiza Comisia de uh, Disciplină în cadrul unei instituții. Nu, nu mă aștept iar la fel. Eu mă bazez în continuare pe bunul simț și pe forța românilor de a solicita aceste servicii pe care prin legele sunt garantate. La fel cum cerem și autostrăzi, la fel cum cerem și spitale și orice alt serviciu public trebuie să cerem să ne fie respectate drepturile. Din păcate, ăsta este jocul în democrație, iar arma pe care o avem în momentul în care suntem nemulțumiți și nu ni s-a rezolvat problema, este ștampila de vot. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Da, vă reamintesc că invitatul ediției este deputatul PNL, George Tuță, inițiatorul legii împotriva dosarului cu șină. Discutam ceva mai devreme, domnule deputat, despre funcționarii al căror interes uh, sunt absolut convins, bazat pe, pe informații precise, că unii dintre ei uh, le uh, încurajează. Adică toate poveștile astea cu plimbat uh, hârtii, e într-un în fel în interesul lor, pentru că uh, pot să justifice întârzierile, pot să justifice o grămadă de sporuri pe care le iau pentru condiții vătămătoare sau improprii de lucru și așa mai departe. Și stau și mă întreb dacă nu cumva o să... Asistăm la rezistența asta din, din partea lor și să ajungem exact la ce spuneați ceva mai devreme. Dacă digitalizarea înseamnă că nu mai e hârtie fizic, ci e o copie o scanată, dar procedeul de plimbat al acestor documente, fie ele și scanate, e același, n-am făcut nimic. Am un coleg liberal, iertați-mă că răspund cu o mică istorioară, am un coleg liberal care la un moment dat a zis că nu e bine să cunoști pe nimeni la primărie. Sunt foarte de acord cu acest lucru. Trebuie dematerializată această relație. Nu trebuie să cunoști un funcționar ca să-ți rezolve problema. Funcționarii din România trebuie să rezolve problemele tuturor cetățenilor, indiferent de statut. De asta ei se simt util pentru că atunci când cunosc pe cineva, mai apare o atenție, mai apare, nu știu, o altă metodă de a prioritiza solicitarea respectivă. Calculatorul nu știe să interpreteze, nu are aceste emoții, nu poate stabili priorități, el, cum este programat, așa execută. De asta, soluția este să încercăm din ce în ce mai mult să simplificăm procesele, în primul rând, înainte de orice activitate de digitalizare, după care să analizăm fluxurile să vedem ce se poate automatiza. Asta e un alt subiect pe care de care personal sunt îndrăgostit, pentru că în Parlamentul României am reușit să construim o comisie specială care se ocupă de automatizare și viitorul muncii. Aceste lucruri sunt extrem de importante în perspectiva unei economii a viitorului, economie digitală, și al treia componentă e legată de competențele pe care le au, pe de o parte funcționarii, pe de altă parte cetățenii. La nivelul competențelor funcționarilor este în ultima comisie raportoare din Camera Deputaților, Camera decizională, ca de anul viitor să înceapă demersuri pentru transformarea sistemului de evaluare a funcționarilor publici să nu se mai facă pe hârtie, să se facă pe calculator. Lucru ăsta va spune clar dacă șefii din administrația publică știu să lucreze pe calculator și doi dacă conform fiș fișei postului au competențele digitale pentru a oferi servicii digitale. Fără să ai competențe digitale, nu poți avea servicii digitale. Lucrurile astea sunt... Dacă ar fi să o compar cu, cu o bicicletă, e o bicicletă în tandem. Nu poți să tragi doar într-o singură parte. Trebuie să meargă amândoi în aceeași direcție. Și competențele cetățenilor și ale funcționarilor și sistemele digitale. Digitalizarea asta ar trebui să ducă la scăderea numărului funcționarilor publici din administrația uh, publică? Pentru că aici e o discuție permanentă, ori becăim de ani de zile, probabil deliberat, în toată povestea asta, fără a ști de câți funcționari avem nevoie, de ce se duc atâtea uh, miliarde uh, sume impresionante pe salarii și pe sporuri, de ce se fac mereu angajări într-un sistem care ar trebui să devină din ce în ce mai suplu. Ne no, arată toate țările din jur, ne no, arată fenomenul digitalizării. Nu înseamnă că oamenii ăștia să ajungă pe drumuri șomeri. Uh, înseamnă că oamenii ăștia să facă altceva în viață. E problema lor, cum e și problema celor din mediul privat. Dar problema noastră a tuturor e că îi plătim, nu se știe exact pentru ce în număr atât de mare. Din ce în ce mai mare, culme. Nu va, își va pierde nimeni locul de muncă. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că pentru fiecare angajat care vrea să uh, muncească, vor exista posibilități. Calculatorul nu va lua locul nimănui, pentru că productivitatea muncii nu este generată de calculatoarea, este generată de omul care folosește calculatorul. Această logică de a, nu știu, pune funcționarii publici că... Ei nu vor mai avea de lucru odată ce o să apară sistemele informatice. Eu nu o cred, pentru că astăzi, în administrația publică, la orice instituție te duce, principala problemă este lipsa de personal. Nu au suficienți oameni. Păi, da, e lipsa nu de cred personal că există trebuie să manipuleze de personal. tone de hârtii, Dacă n-ar mai fi tone de hârtii de manipulat, poate n-ar mai fi nevoie de atâția oameni, mă gândesc. Da sau nu? Sunt nu proceduri dacă... foarte complicate care necesită câte 2-3 oameni pe lanț, plus un șefuleț în capăt care să dea viza unde sunt doi, unul trebuie să fie șef, nu? Dar plecând de la, plecând de la treaba resurse umane din administrație, aici lucrurile la fel sunt reglementate, nu pot fi mai multe poziții de conducere decât sau mă rog, pozițiile de conducere sunt ponderate cu numărul de angajați pe care are instituția respectivă. A, nu cred că obiectivul este să dăm oamenii afară. Obiectivul este să asigurăm servicii de calitate pentru a avea o Românie modernă, pro-europeană, pro-atlantică. Ce ne spuneți e că oamenii ăștia pot avea alte roluri, nu? Pe măsură ce calculatorul le face o parte din treabă, ei se pot dedica altor roluri pe care nu le îndeplinește nimeni acum, nu? Din lipsă de oameni. Exact. Și lucrul ăsta îl că Filozofia mediu privat cam asta e, în general. Am pus un calculator, nu înseamnă neapărat că dau trei oameni afară, înseamnă că trei oameni pot să facă altceva ce nici nu ne trecea prin cap până acum, ceva mult mai interesant care să ne dezvolte compania. La dacă, fel, probabil, și la stat. Dacă punem pe masă câteva din serviciile publice pe care statul trebuie să le asigure, fie că educația, acolo e o lipsă de personal uriașă. Fie că vorbim de zona medicală, de sănătate, e o lipsă de personal foarte mare. Toți oamenii ăștia pot fi recalificați. Lucrul ăsta trebuie să înțeleagă. Educația nu se oprește când am terminat școala. Nu, dar Educ. se plătește la fel de bine? Adică să fii funcționar cu un salariu și niște sporuri într-o administrație centrală o fi la fel de uh, trist ca a fi medic sau profesor? Că nu știu, medic nu mai e foarte trist să fi, dar profesor cu siguranță e sau eu știu ce alt tip de, de funcționar public. M ridicați mingea la fileu și o să vorbesc un pic, dacă îmi dați voie, și despre educația financiară. Un alt demers pe care îl susțin în Parlament și cred puternic în el pentru că este vorba despre educație despre viață. Pentru că în momentul în care noi ne construim o relație corectă cu banii și ne dăm seama că cei 3.000 de lei pe care îi luăm ca funcționar public astăzi, am dat un exemplu, nu ne ajung... Ne rămâne mai mult din lună decât din salariu. În momentul ăla, noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne îmbunătățim aptitudinile pe care le avem. Trebuie, dacă noi ne putem dezvolta, atunci putem să câștigăm mai mult, să putem să câștigăm mai bine. În zona medicală e un deficit uriaș în zona, nu neapărat a medicilor, dar și acolo cred că există, dar în zona asistentelor, a moașelor, acolo există un deficit uriaș de personal toți oamenii ăștia, dacă se recalifică, le recalifică, pot accesa acele joburi care sunt mult mai bine plătite. Peste tot ne plângem de lipsă de oameni și, nu știu, în viața privată și în instituțiile statului, cum ziceam, e nevoie de resursă de muncă specializată. Iar lucrul ăsta cred că statul, ea la fel, are datoria să intervină, să construiască mecanismele prin care omul pe, întreaga par, pe întreg parcursul vieții se poate dezvolta, poate învăța, își poate dezvolta anumite abilități în care să înțeleagă că poate câștiga mai mult. Cloudul guvernamental, în ce stadiu e? Unde ar trebui să ajungem cu cloudul ăsta guvernamental? care suscită atâtea controverse, cine îl face, cine are acces? ce riscuri de securitate sunt? Claudul guvernamental, dacă îmi permiteți, este mai degrabă o soluție de optimizare a infrastructurii tehnice. Pentru că și în situația de astăzi, în fiecare instituție publică, există câte un server, îi zicem noi la modul generic, dar tot ca un cloud funcționează. Este un hard doar pe care este, este stocată informația care aparține acelei instituții. Doar că doar local în instituția respectivă. În instituția doar. respectivă. Ce face Cloud-ul? Nu mai risipește o groază de resurse pe la fiecare din toate instituțiile pe care le avem, dacă punem la calcul numai primăriile, că avem 3122 de primării, dacă doar acest, aceste servere le unim, ne dăm seama că, într-adevăr, e mult mai economicește corect să ai un cloud, o astfel de infrastructură care să asigure servicii 24 din 7. La primărie nu este nimeni care să... Sau nu s-au gândit că trebuie și un generator care să asigure în situația unei pene de curent funcționarea acelui server sau acelui serviciu digital. E, în zona asta de cloud toate lucrurile astea sunt... Analizate, ai protecția cibernetică rezolvată, pentru că asta e un alt subiect extrem de important, cum ziceam, pentru că aceste atacuri nu le vezi. De cele mai multe ori, nu au victime concrete, dar cu toții avem de suferit. Gândiți-vă ce ar însemna să ia banii din conturile cetățenilor, ce ar însemna să. Le utilizeze datele medicale pe care le au, care sunt stocate astăzi pe un server într-un spital dintr-o comună din România. Lucrul ăsta nu e normal și pentru asta cred că a fost un cel mai bun demers, pentru a nu mai risipi resurse, a le avea pe toate într-un singur loc și, mai mult decât atât, doar dacă le ai pe toate într-un singur loc, poți garanta că oricine le accesează este auditat, este trecut într-un registru și ai văzut electronic, în registru electronic. Ce ai văzut în momentul în care acel registru a fost accesat de cine? Și poți să întrebi. De ce ai accesat acest registru? Uh, câteva cuvinte, domnule deputat, și despre ce ar trebui să se întâmple apropo de niște reforme promise, apropo de niște proiecte mărețe cu care plecase această coaliție la drum. Uh, pentru că s-a zis, are o largă majoritate, poate să schimbe tot ce vrea. N-a schimbat mai nimic și a petrecut un an și o lună cârpind facturile la energie și dând tot felul de măsuri de sprijin. Ori asta pentru o coaliție în care premierul e de la PNL, filozofia PNL ar trebui să fie mai degrabă pe investiții, pe sprijinirea mediului privat și poate mai puțin pe zone din astea de asistență permanentă și de, eu știu, zonă socială. Cum arată lucrurile pentru dumneavoastră cei din PNL în momentul ăsta cu doar câteva luni înainte de presupusa rotație? Poate se putea face mai mult sau mai bine. Dar nimeni nu a putut anticipa că vom avea trei crize simultane. Nimeni nu s-a gândit la o epidemie globală. Un astfel de guvern poate trece prin aceste metode. Nu caut scuze, categoric. Cum ziceam, de fiecare dată se poate mai mult. Întrebarea e să ne uităm de fiecare dată ce am făcut până astăzi și mâine să ne dorim să facem mai mult. De asta ambiția liberalilor este de a moderniza România. Cu fiecare investiție pe care o facem, și aici vorbim de investițiile mari în infrastructură, cu toate proiectele pentru sprijinirea mediului de afaceri, cu investitorii străini care au început să apară în România și sunt cu o creștere față de anii trecut de, am impresia, 6%, asta poziționează România pe un trend ascendent. Lucru pe care poate pare ușor uh, ne la locul lui faptul că una dintre lucrurile import, unul dintre lucrurile importante pe care le-a făcut România în ultimii ani a fost stabilitatea. Dar acest lucru are și el un cost. Această stabilitate a costat și, pe de o parte, bugetul de stat și antreprenorii pe de altă parte, mai ales în zona energetică. Înțeleg ce ne spuneți, că a fost nevoie oarecum de un compromis, de fapt, o să zic eu mai tranșant, nu? Din partea PNL în raport cu pretențiile PSD, apropo de această stabilitate la guvernare. Pot să înțeleg și asta, dar care-i uh, limita sau până unde se întinde compromisul? Până unde primește și PNL ceva în schimb? În materie nu de politici publice, bineînțeles, nu. Categoric nu este. Jocul nu cred că trebuie să fie unul strict electoral, să ne gândim ce impact are asupra electoratului nostru sau asupra Poate, electoratului nu vă gândiți, partenerilor dar de coaliție. Cu siguranță se gândește. Este treaba lor. Eu vă pot spune despre PNL. PNL-ul, așa cum îl cunosc eu, se gândește la care este binele țării. De aici pornim. Dacă Doctrina noastră se suprapune cu acea decizie, avem noi mai mult de câștigat. Însă vom face fiecare compromis care este necesar pentru ca țara să meargă mai departe. Bun. Compromis însemnând. Accepta aceste măsuri, accepta accepta aceste măsuri care nu sunt să neapărat pe placul pe, pe placul Asta întreb. Și cât că, acum, dacă se și schimbă premierii în mai, uh, cu atât mai puțin aveți pârghie de decizie în guvern, nu? E un check and balance. balance în continuu. Pentru că chiar dacă se schimbă premierul, ministrul de finanțe va fi... Propus de Partidul da, ceea ce Național mă la libera. ultima întrebare din emisiune În ce măsură vedeți rotația asta Făcându-se așa cum a fost plănuită Sau fiind subiect de discuții Că văd că deja dinspre PSD Se discută insistent de a păstra anumite Ministere, de a nu mai respecta protocolul De a negocia Eu cred că e de Cei și doi pentru lideri politici sunt Foarte serioși, iar rocada Se va întâmpla așa cum a fost Ea înțeleasă și cum a fost creonată și cum a fost semnată de ambele partide, agreată de ambele partide. Dacă noi constatăm că poate există un leadership, un leadership care poate rezolva o anumită problemă pe care statul român este, de ce nu? Putem discuta lucrurile astea. Dar nu despre asta este problema. Problema pe care noi trebuie să o rezolvăm este bunăstarea românilor. Mulțumesc foarte mult George Tuță deputat PNL astăzi în piața Victoriei pe curând. Piața Victoriei Cu Tudor mușat la Europa FM.